Astăzi îi cumpărăm o mașină lui Teo. Nu asta. Nici asta. Teo Rose. Pe lângă toate melodiile din care o știe toată lumea, eu am văzut că are și un suflet foarte darnic. Stai cadou de ziua ta. După cum zice vorba aia, bine faci, bine găsești, astăzi m-am gândit să-i facem un cadou. Și ca să meargă cu ce facem noi aici pe canal, trebuie neapărat să-i luăm o mașină. Roz. Ah, ok, majoritatea mașinilor roz sunt de jucărie. Oare colantată roz? Mașină colant roz. Un Audi Q3 Sportback S-Line roz? Salut! Alo, salut! Aveți cumva un Audi Q3 Sportback de vânzare roz? Da, da. A avut vreo problemă mașina? Puteți să-mi dați o serie de șasiu să o verific? Dați-mi un mesaj pe WhatsApp și pot trimi seria de șasiu, nu e problemă, da. Și probabil vă întrebați de ce am cerut seria de șasiu. Ei bine, atunci când vrei să-ți cumperi o mașină, e foarte important să o verifici înainte, pentru că e posibil să fi avut o daună sau kilometri dați înapoi, lucru care poate să afecteze siguranța mașinii. Și cel mai bun și rapid mod în care poți să o verifici este pe car vertical, pentru că ai nevoie doar de seria de șasiu, o bași pe car vertical și o să-ți dea un raport full al istoricului mașinii, cum avem aici la S-Class-ul ăsta din 2016, despre care putem să vedem că a avut 3 daune. Voi am un prieten al meu să-și îl cumpere și m-a rugat pe mine să-l verific. Deci a avut o daună de 6.000 de lei, una tot de 6.000 de lei și una de 150.000 de lei. Deci, după părerea mea, cel mai bine înainte să cumpere o mașină este să o verifici de acasă, să vezi dacă vânzătorul te minte sau nu, să-ți dai seama dacă are sens să te vezi cu el. Raportul e gata, hai să vedem ce ne arată și... Văd că kilometrii nu i-are dați înapoi, dar a avut o daună. A, nu este așa mare, o daună de 6.000 de lei, cauza daunelor este necunoscută. Deci, după experiența mea, între 2.000 și 6.000 de lei, ori este schimbat parbrizul, ori a avut o revopsire sau o zgârietură pe care a reparat-o la reprezentanță. Deci, dacă vrei și tu să-ți cumperi o mașină, nu uita să o verifici înainte, îți lasi link în primul comentariu de pe care poți să intri să verifici mașina și ai și 20% reducere din partea mea, sau ține minte codul SBUR, că îți dă reducere de 20% oricând mai vrea să-ți verifici o mașină. Hai să vedem acum ce alte mașini roz mai găsim pe OLX. Oh, bine te-am găsit. Vrei să ne ajungi să găsim o mașină? Că luăm un Teo roz, o mașină roz. Voi să-mi bag picioarele, Andrei, tu toată lumea. Uite-te și tu cu ce mașină mergi. Uitați-vă și voi cu ce mașină mergeți, bă. Bine, vă glumă, îți dați seama că merge și el cu mașinile astea. Bine, mai puțin cu test dacă am vândut-o. Bă, fii serios acum, spune la oameni, când merg? Când vrei tu? Nu am nicio cheie, bă, hai să vedem. Și așa mergeați la concertul Delii? Păi și nu vreau să mă duc cu asta, mă duc cu... Ia uite cu ce mă duc. Da, bine, lăsând asta la o parte, uite ce mașină am găsit pentru Teo roz. Crezi că îi se potrivește? E roz? Da. Vrei să sun tu să negociezi? Cât cere de ea? 20.000. 20.000? Mai taie. Până găsim numărul de la aia cu ce clasul, vrei tu să vorbești cu ăsta cu Smart-ul 2300? Poate luăm? Mamă, 40 de caiere. Bună ziua! Aveți o mașină la vânzare? Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, a avut probleme? Nu, e luată de o cunoștință, a luat-o pentru șoțire, din Germania. Am înțeles. Bă, nu știu ce zic, numai dacă e curată full, zic că merită să o luăm, dacă nu... Doamna cu Smart-ul ne-a trimis și câteva poze și văd că este decapotabil și are... Volanul furi așa, îmbrăcat în puf de ăsta roz și schimbătorul la fel și frâna de mână. Hai să vedem raportul și este complet curată mașina. Oh, ne-a dat banii înapoi pe ea. Acum trebuie să așteptăm o săptămână și ceva să aducă mașina în București, așa că până atunci hai să ne gândim la alta. Ok, și având în vedere că n-am găsit absolut nicio mașină potrivită pentru Teo Rose, m-am gândit să îi dăm una dintre mașinile pe care le avem deja. Uite, fix asta. Bine, nu avem pe aia, avem alta, dar arată exact la fel, pentru că mi se pare că s-ar potrivi. Dar oricum, trebuie să așteptați până ne vedem cu ea ca să înțelegeți care este de fapt scopul videoului ăsta. Și ne-am gândit că mașina asta s-ar potrivi foarte bine pentru Teo Rose, doar că îi lipsește un anumit amănunt. Am ajuns cu mașina direct aici la colantat și abia aștept să vedeți ce frumos să arate mașina după ce e gata. Am ajuns acum să luăm fiatul de la colantat și foarte curios cum a ieșit, doar că problema e că nu mi-am amintit dacă am făcut vreo tranziție când l-am lăsat sau nu, așa că hai să vedem direct cum arată. Ia zi, mă! Da? Ia zi! Crezi că o să-i placă lui Teo? Cui? Lui Teo! Ce Teo? Îl fac cadou lui Teo! Zeciu? Nu, Rose! Lui Teo Rose îi faci cadou? Da! Cu arată de zi cel mai șmecher să-mi fac picioarele. Bă, asta nu era așa.
Asta nu era așa niciodată. Ok, dar înainte să mergem la Teolo să-i dăm mașina, haideți să vedem ce apare pe car vertical. Bă, dar mai scrie pe vreo mașină cai pe motor? Luăm de aici seria de șasiu și dacă vreți și voi să verificați o mașină, nu uitați că am un link în primul comentariu de pe care primiți reducere de 20% sau puteți să țineți minte codul ZBR că vă dă exact aceeași reducere oricând ați vrea să verificați o mașină. Băgăm seria de șasiu pe car vertical și hai să vedem cine arată de Fiatul ăsta. Îl am de vreo 6 luni, cred, și a terminat și raportul. Oh, aparent a avut o daună. Hai să vedem dacă e vorba de ce știam eu. Da, între 3.000 de euro și 5.000 de euro prima daună și a doua daună de cam 2.000 de euro. Dacă nu știți despre ce e vorba, când am luat-o, fostul posesor mi-a dat farurile vechi și stopurile vechi pentru că le-a schimbat. Asta a fost dauna. El a făcut dauna că a luat-o mașina de nou. Și avem aici istoricul mașinii. Da, o daună în 2010 care a fost mai scumpă că era nouă mașina și o daună în 2018. Și aici ne arată și kilometrajul să vedem dacă am putut legitați înapoi. Intrări foarte mult în service, nu are nicio problemă mașina. Uitați că dacă vrei și vrei să vă verificați mașina, să vă găsiți codul ZBR că vă dă reducere pe codul ăsta. Ok, deci mașina este gata, totul este pregătit pentru Teo, doar că avem o problemă și anume faptul că nu are timp. Sincer, mă simt ca un prost acum că n-am vorbit cu ea înainte să mă apuc să fac toată treaba asta cu mașina, să o cumpăr, să o colantez, să tot ce trebuie. Dar aș fi stricat surpriza, o să vă și arăt. Deci, i-am dat un mesaj super drăguț. Hei, ai timp cumva zilele astea să apare într-un video la mine pe canal? Vreau să-mi dau la 10-15 minute filmarea și pot veni oriunde ai fi tu pentru altă filmare sau eveniment. Singura chestie e că dacă am putea face cumva să fie pe timp de zi ca să avem lumina afară. Și mi-a zis, te pup, n-am nici măcar 2 secunde. Mulțumesc. Mi-a picat lumea în cap. Am zis că, bă, ce drag fac că mașina e roz? Adică, cui pot să-i dau eu mașina asta roz să fac alt fel clipul ăsta? Nu are sens. Și după aia mi-am dat seama că, băi, dacă cel căruia voiam să-i fac cadoul nu acceptă cadoul sau nu îl dă nimănui în timp de oră, sunt nevoit să o distrug. Și acum simt că asta urmează să facem, adică să o distrugem, doar că, bă, efectiv, îmi pare rău de mașina asta, vă jur, arată prea bine ca să o distrugem. Trebuie să fac cumva să dau de ea. Ok, deci s-ar putea să existe o șansă pentru că am vorbit cu managerul ei la telefon, care este și managerul meu. Și Monica mi-a zis că literalmente Teo chiar nu are nicio secundă liberă. Chiar ieri a terminat cu Vocea României, a terminat undeva pe la 2 noaptea și trebuia ca următoarea zi să ajungă la Satul Mare sau la Baia Mare, am uitat unde. Bilete de avion nu a mai găsit și a rămas cu două opțiuni. Ori anulează concertul și dă prost, ori se duce cu un avion particular până acolo. Și mi-a spus că a dat pe avionul ăla particular cât a fost concertul. Adică practic a stat acolo pe gratis doar ca să onoreze cântarea pe care o avea. Și lucrul ăsta iară mi se pare un lucru super fain, adică mi se pare că trebuie să ai o tărie de caracter super tare să zici că bă, oricum nu fac niciun ban, dar totuși mă duc la oamenii ăia. Adică se vede că ce face face din plăcere și acum stau și mă gândesc că oricum nu știu cât o să însemne cadou ăsta pentru ea, dar regulile sunt ca până acum, trebuie să o dea altcuiva și dacă nu reușește să o dea într-o oră, o să o distrug. Și Monica mi-a zis că ar trebui să merg după ea la aeroport. Ne-am uitat pe Flight Radar și zborul ei o să ajungă undeva pe la 4. Așa că, fiind 3 jumate, cred că trebuie să plecăm către aeroport și să sperăm că reușim să ne întâlnim cu ea acolo și să sperăm că vrea să apară în video. Dacă nu vrea să apară în video, asta e, sărim cu mașina de pe aeroport și o lăsăm acolo. Oricât de mult s-a luptat, te voi că... Bă, da, Fiat-ul e mașină bună, am verificat-o și când am luat-o pe car vertical și vă mai arăt încă o dată aici raportul cu Fiat-ul. Dar Fiat-ul e mașină bună și din punct de vedere kilometri și cum merge și tot ce trebuie. Că uite, de exemplu, am găsit și altele care erau super bubuite. Uitați-l pe ăsta ce daună a avut și mă gândesc că la vlogul ăsta că e cu Fiat-ul poate să uite și fete. Aveți grijă că e posibil să vă luați mașina și să pice. Și dacă nu știți cu mașinile, eu zic mai bine să verificați. Suntem în drum spre aeroport, sper din tot sufletul să o prindem pe Teo Roz acolo. Că dacă n-am prins-o, am venit ca proști până la aeroport, mai trebuie să și distrugem mașina că suntem noi proști. Ați auzit cum face geamul ăsta de la Porsche, nu? Ok, mi-a scris acum Monica, mi-a zis că bă, dacă este prost, nu da vina pe mine, e vina universului. Am parcat mașina aici, am să punem o fundiță pe ea. Dar mă rog, se descurcă bisoia aici să o parcheze, că noi mergem repede să vedem, să o prindem. Nu știu sigur unde aterizează. Hai că se descurcă, dacă e? Hai să o prindem. Păi mai nu știu unde iese, asta e problema. Care e planul? Bă, sincer nu știu. Nu m-am văzut niciodată cu Teo Roz în afară de, nu știu, de 2-3 ori la evenimente când am zis salut, salut. Tocmai de asta o să fie foarte ciudat. Aterizat? Da.
Uite, ateriza Baia Mare. Unde dracu' e banda 6? N-am nicio idee. Pe Flight Radar ne arată ca... Mamă, cu ce aia? Stați burat. Deci, avem noroc... că i-au pus în vârtă la elice. Avem noroc că au ajuns, vrei să te mint? Acum se vedem când ies. Mi-ar fi frică să bag avionul ăsta pe care ferdică. Am venit să-ți facem o surpriză. Așa. Dar e sus surpriza. Unde? La plecări? La parcare. Nu, nu, la parcare, sus. Păi trebuie să ajung la plecări. La plecări? Păi mergem, mergem. Ai luat mașină? Poate, nu știu, nu. Hai să se vezi. Dar cum rahat ai știut că am venit? De la Monica. Da, mi-a zis că dacă iese e datorită ei, dacă nu iese e vina Universului. Monica! Monica! Păi ok, ce mașină crezi că e? Crezi că e ceva roz, poate. Ți-a zis cineva? Nu, dar după mea e roz, am chestia asta cu mașina roz prin oraș, așa că mă gândesc că... Da, ok, e roz. Deci o să fie ușor să o vezi. Da! Dar fac mișto, fac mișto. Nu fac mișto, mă jur! Sincer, chiar crezi că veneam până aici doar ca să fac mișto? Așa. Deci nu mi-a venit să cred când te-am văzut cu telefonul ăla, cu euro de mâine. Deci nu știu dacă îți imaginezi de două săptămâni încerc să dau de tine. Deci am văzut mesajul tău și ți-am zis. Deci n-am o secundă, eu nu văd copilul. Cred că se vede. Aaaa, gata, am văzut. Wow. Ăsta e Fiatul la 500, nu? Da, e al tău. Aia e al meu, drag. Bune. L-ai luat de la prietena lui Ina? De la nu, nu, i-am făcut acum o săptămână, l-am făcut. L-am colantat așa. Nu cred, nu. Ba da. Păi și cum e al meu? Sincer, avem o singură regulă și anume, trebuie să-l dai la altcineva în timp de o oră, la oricine vrei tu, rudă, prieten, un om random, dacă nu-l distrugem. Cum o să distrugi mașina? E prima oară, am făcut asta. Nu-i mașina dumneavoastră? Nu? Nu? Nu, 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 e a ta. E a ta? Bine, pentru următoarea oră, dacă nu găsești cui să-i o dai... Păi bine, nu există să nu găsești cui să-i o dau. Cum hai să găsim! Cum poți și la aeroport, la cineva random. Da. Ce? Da, uite, random! Tati, vine o mașină roz! Nu înțeleg, Mica. Ce nu înțelegi? Și aia ce e cu ea? Nu, aia mea, aia mea. Bă, iau și o dau, o dau, hai. O dau, dau, o dau în familie ca să pot mai merg cu ea, înțelegi că e rost și e păcat de aia să nu merg. Ok, cui o dai? O, lui tati. Pe bune? Da. De cheia. Tati, e mașina ta. Du-te acasă, du-te acasă că mă descurc eu, nu mai contează. Nu, am voie să plec eu sau nu am voie să plec? Nu, și că ai voie să pleci cu el. Vin cu tine, hai. Nu cred. Bă, a fost dată în timp record. Bă, da, da. Am văzut o dată atunci la Bogdan și la Boieru și am crezut că e o chestie la mișto. Nu e! Adică n-am luat, am ieșit de pe clip, am zis, bă, nu face pe bune, n-are cum. Deci mi-am avut o mașină roz? Da. Hai, hai să băgăm, să vedem dacă încape ăsta. Asta e testul. Oh, asta nu cred că mai avem nevoie de ea. Asta era ca să-i dai foc? Da. Și cu ce o distrugeai? Cu un buldozer. Dacă mai trebuie să-l sunăm să plece înapoi, că ne mai dăm panii. Păi și nu te bate, mă, Dumnezeu, mă? Păi de ce, mă? Păi când distrugi mașina. Păi practic era vina ta, că tu n-ai acceptat-o, dar acum că ai acceptat-o, nu e vina ta. Eu picam de rahat. Păi îți dai seama. Păi de ce să nu accept, bă, că e frumoasă tare? Cum să nu accept? Păi, băiete, eu până la Volvo ăsta pe care l-am eu am condus un Opel Tigra de la... Și Andrei, am condus un Peugeot 400. Stai că tu nu apare nici, stai nici. Da. Ea a venit că ea face actele, eu nu mă pricep. Doamnă, sunteți extraordinară, dar jucați periculos cu băiatul ăsta. Bă, jur, eu o să las numerele astea așa, doar ca să rămână amintire, știi? Pe bune? Da, pe bune trebuie să... Vai, mersi! Cum să primești o mașină înainte de Crăciun așa, arătăm când te pregăteai să te duci să mănânci niște șorici acasă. Extraordinar! Parcă am fel intre acum șorici. Pe bune! Bun, deci îți place? Băi, ești nebună, eu nu vine să cred. Eu sunt foarte fericită, tu n-ai idee că eu sunt foarte fericită. Băi, e tare rău mașina. Mie îmi place. Păi și tu cu... Eu întâi că tu cum ai dat bani pe mașina asta, da? Da. Cât ai dat? Vreo 5.000. Păi și merită să faci chestia asta așa? Băi, eu sper că face 2 milioane de view-uri, adică... Șermasiv, șermasiv! Mamă, se găsi asta să pleci acum când filmam noi. Dacă o ții așa, o să vină o vreme când ne aștepți dracu cu avioane după aia, nu ne mai... Este superbă! Glumiți, este superbă, bioleșin! Bă, mă bucur că-ți place!
chiar a trebuit să vin eu cu ea. De aceea ai făcut șapca roz? Da, da. Bă, da, bă, ce fericită mă zbori. Mă bucur. Mulțumesc. Mă bucur. Drăguță, nu știu, nu mai veni că am mașină, am mașină. Bă, și ce, știi ce am făcut ieri, vrei să zic? Da. Am avut cântare la Satu Mare. Am zis pe vlog că ai mers cu ăla particular și te-a tăstat. Tot ăla spre ei mers pe gratis. Aia zic, bă, bune, și acum mi-a scos banii. Vezi, Dumnezeu, că acolo creează. Când ai banii cu sufletul deschis așa, se întorc la tine, mă, frate. Bă, singura chestie e că tu trebuie să plătești parcarea, că n-am păstrat ăla. A, etichetul pe scaun în dreapta. Nu, mă gândeam acum, păi și unde trebuie să mă duc să... E de vreo două săptămâni aici. Până la urmă, și cât e? 5.000 de euro. Cum te n-ai găsit ceva? Bă, vă mulțumesc tare, vă mulțumesc frumos. Mă bucur. Eu sunt foarte veselă acum. Stați în casă că ies pe șosea. Ok, deci e următoarea zi și nu s-a terminat vlogul pentru că aseară m-a sunat Teo și mi-a zis că, bă, m-am gândit mai bine. Nu cred că ar fi bine să păstrez eu mașina asta, mai bine o dau la altcineva. Mi-a zis să ne întâlnim următoarea zi la Băneasa, că vrea să-i dea mașina unei fete foarte dragi ei din trupă, pentru că i-ar folosi mult mai mult mașina decât ei. Și m-am gândit că ar fi frumos să pun asta pe vlog, ca să vedeți exact cum s-a terminat toată povestea asta. Mică pauză din vlogul ăsta, că a nebunit internetul pe thread. Am pus acolo că primul care face 100.000 de follower îi cumpăr mașină. Și în momentul de față elicopterul mai are vreo 8.000, deci cred că el o să câștige. Iorgan că nu se trezi, dar nu știm orice se poate întâmpla pe ultimul moment. Și vă zic de acum, intrați pe Threads pentru că elicopterul a zis că vrea Logan. Și facem în felul următor: dacă mâine contul meu de Threads are sub 50.000 de urmăritori, îi cumpăr Logan primul model. Dacă are între 50.000 și 100.000 de urmăritori, îi cumpăr Logan al doilea model. Și dacă contul meu are peste 100.000 de urmăritori pe Threads, îi cumpăr Logan ultimul model. Deci dacă vreți să-l susțineți, intrați și la mine și la el pe Threads acolo. Dacă intrați de Caterin, că e super fan, e aplicația. Și vă las acum să vedeți cui a dat Teo roz mașina cadou. Dar ești team elicopterul sau team Iorga? Elicopterul, ești nebun? Da? Da. Până acum are cele mai multe voturi. Da, nu, are cele mai multe voturi. Are și mai mulți valori. Presupun că știi de ce suntem aici, nu? Știi mașina aia pe care o mașina pe care o punea Iorga să vezi ce mă... Aia e a ta de astăzi. E acolo, haide să vin. Nu e. Cheia, nu știu unde e cheia. Ah, uite și cheia. Și cum se deschide? E poza, cred că l-am făcut pentru tine, mă. Vrei să vin cu mine? Vin, vin. Zi, mă, zbor. Pe bune. Te-a dat o lacrimă? Da, mai multă. E automată. Da? E automată, da. Eu sunt țărâncă ca elicopterul. Ești team elicopterul sau team Iorga? Sunt ambele team. Ai ținut frâna, da? Da. Vrei să nu fie frâna de mână trasă? Ia. Vezi că dai cu spatele acum, să nu dai peste cineva. Nu te-au făcut cu spatele, dar cu spate. Hai! Așa, hai! Stai făcut, nu-l lovesc pe asta. Nu-l lovesc pe asta, dar eu încesc așa. Asta e mașina mică, ești ușor cu ea, ce-i? Stai să nu... Cum ar fi să-l lovesc? Nu o lovești, ce-i? Deci mie nu-mi vine să crezi. Deci mie nu-mi vine să crezi. Ești pe frână cu piciorul? Da. Hai, dracu, că... Așa, dă-i, dă-i, dă-i. Eu nu știu cum fac. Dă-i cu accelerează, nu știu și... Așa. Ai mașină roz! Mulțumesc! Și treabă. Mai știi când i-a făcut Tina cadou lui Anca? Da. O mașină roz? Mă, știi că ziceam? O, mă aveți și noi vreodată cum? Stai să mă întorc. Și eu cum schimb vitezele? Păi nu schimb, că se schimbă automat, măi, Alexandru, ce? Da? Uh-huh. Să mă intru dată. Ai acte, tot ce trebuie, gata. Dă-i, împace, dă-i, împace, dă-i. Așa vezi. Numai, nu așa, pă, așa. Crezi? Așa și oprești motorul. Ești sigur? Da, mă, da, oprește-l! A, poți să parchezi în locul dumneiei, da. Hai, toți dumnezi, creșită-i, că ai mașină roz acum! Te blânda ce bine-i stă în roz. Ai grijă să nu intri în băiatul ăla, că
Ce vorbești, mă? Moare, mă! A plâns! Ce mai mare bucurie e și ce crezi? M-am trezit aseară, eu nu i-am zis nimic de mașina asta. M-am trezit aseară că și făcuse postare despre mașina asta, ca să înțelegi. Da, dar ea susținea concursul dintre Iorga și Adrian. Team Iorga sau Team Adrian? Bă, nu știu. Cred că în două ore aflăm cine câștigă. Da? Păi au 80.000 deja. A, da, mă, ce vrei, sunt puternici, ăla e locul lor. Ăla e locul lor. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, da, 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 nu-mi vine să cred. Da, da, te-au roz cu zbun, mașina roz. Hai, bombă. Eu ți-am zis că ești ciudată. Era pe gen, vrei să ne vedem la Băneasa, nu filmezi nimic sau ceva, vrei să ne vedem acum? Păi nu, știi ce i-am zis? I-am zis că vreau să-i dau cadou de Crăciun și că am de filmat aici niște... Eu chiar am de filmat niște campanii aici în mall, știi? Ține-o acum. Da, doamne. Așteptați-mi, mi-a rămas amintele. Adică eu nu iau cadou de acum. Să vă împucure, domnul Iisus, domnul Săvate. Numele domnul Săvate, domnul Iisus. Și fericită, bucuroasă? Pupă-l și pe zbun, că și acum. Mult că-ți place. S-o lați în brațe și pe mama lui, că e mai fericită. Deci știi că mama nu zbura, a zis așa? Eu cred că Teo îi face cadou mașina asta, fata aia cu care cântă, știi? Faza e că ei au venit aseară la aeroport să-mi dea mașina. Și trebuia să o dau într-o cuiva care trece pe stradă oricui sau să o distrugă. Știi că asta e regula. Păi asta zic eu. Și eu ce am făcut? I-am zis, eu dau lui Angel. E ca și cum e rezervată, știi? Da. Până se gândește. Și după aia eram cu mașină cu Angel și ce faci? Eu dau Alexandra, nu? Da, nu. Deci m-am sunat pe zbor. Noi vrem, ne-am gândit, vrem să o dau mai departe. Mulțumesc. Foarte super. Era o mașină verificată și a zis, bă, cred că...